Toți bărbații trăiesc sub greutatea unei așteptări saturniene a ceea ce înseamnă a fi bărbat. O mare parte din această definiție este o compensare patriarhală, am putea spune, pentru frica ce le bântuie viețile și iubirile. O teamă pe care rare ori o pot recunoaște ca nu cumva să fie copleșiți de rușine. Așa că își ascund viața interioară față de ceilalți și mai ales față de ei înșiși. Dragilor, pe 18 noiembrie, Societatea de Psihanaliză Carl Gustav Jung din România ne invită la conferința online susținută de James Hollis, doctor în psihologie, absolvent al Institutului Carl Gustav Jung din Zürich și autorul volumului În umbra lui Saturn despre rănile și vindecarea bărbaților, publicat la editura Herald. În cadrul conferinței, Hollis va identifica fricile centrale ale bărbaților, secretele lor cele mai comune, strategiile lor de autoprotecție și pașii pentru vindecarea acestei scindări interioare. Vorbim și despre această conferință, unde James Hollis, iată, este alături de noi și este o bucurie foarte mare, o bucurie imensă. Și astăzi, alături de noi, discutând despre conferință, dar și despre cartea În umbra lui Saturn, lui James Hollis, doamna profesor Mihaela Minulescu, profesor universitar, doctor, psihanalist iunghian, psihoterapeut, analist, formator, și Andrei Găitănaru, psihoterapeut iunghian. Pentru mine o mare, mare bucurie de a fi astăzi împreună cu cei doi invitați. Și începem discuția noastră. La un moment dat o să și insistăm pe ceea ce James Hollis va prezenta în cadrul acestei conferințe foarte așteptată. Primul subiect, prima întrebare: de ce viețile bărbaților sunt la fel de mult guvernate de așteptările de rol ca și viețile femeilor, doamna profesor Mihaela Minulescu? Și pentru ca lumea să înțeleagă mai exact la ce ne referim și la presiunea socială, vorbim aici de rolul de, să spunem, soț bun, iubit bun, tată bun, fiu bun, frate bun, dacă este cazul, bineînțeles, coleg bun, prieten bun. Deci iată cât de multe așteptări din partea bărbatului modern. Doamna profesor. Și un furnizor bun de viață, de viață materială. Exact. Să nu uităm exact acest aspect. În timp ce și viețile femeilor sunt guvernate la fel, încă de mici, de prejudecăți sociale și culturale care le vin prin intermediul părinților, prin intermediul rolurilor care li se atribuie în fratrie, de exemplu, prin intermediul modului cum mama versus tata există în viața fetelor, a băieților și respectiv a femeilor și bărbaților, în ultima ipostază, nu neapărat direct, dar din umbră. Ceea ce a zis mama, ceea ce a zis tata și așa mai departe. Sunt aspecte care rămân în noi înșine și cumva nu ne lasă să ne dezvoltăm liber, nu ne lasă să existăm, să fim mândri de propria noastră condiție și mândri de condiția celuilalt, de pereche. Să nu uităm că Platon a și spus că lumea inițial sau omul inițial a fost un întreg rotund. Și zeii, foarte interesant, erau până la urmă invidioși pe această întregire a omului și au tăiat în două rotundul și au făcut feminitatea și masculinitatea. Însă de-a lungul secolelor, această feminitate și masculinitate a fost foarte rănită de modul în care oamenii de-a lungul civilizațiilor, nu sunt milenii de civilizații, au pus pe feminitate și pe masculinitate diverse poveri, dintre care multe le-ați și spus dumneavoastră. De ce să fiu neapărat așa sau așa sau așa, așa? De ce nu pot să fiu eu în felul meu particular? De ce nu mă lăsați pe mine să-mi găsesc de fapt adevărul vieții mele și sensul vieții mele și să recunosc și sensul vieții celelalte părți? Din punctul ăsta de vedere, tot Hollis, și acum încerc să-l citesc, spune ceva în genul: rănile noastre sunt răni ale sufletului. Cred că despre asta este vorba până la urmă. Și doar ceea ce ajunge la suflet, apropo, le de poate terapie, vindeca. Exact, exact. Este un element cheie
în felul în care, de fapt, se lucrează în terapia analitică. Adică sufletul trebuie vindecat, pentru că acest suflet a fost chilodit încă de mic. Apropo de așteptările altora, așteptările din exterior. N-a fost lăsat să se dezvolte, n-a fost lăsat, de exemplu, cel puțin pentru bărbați, apropo de această guvernare, e crescut de o feminitate, uneori e crescut de două feminități, și bunica și mama, și tatăl dispare, tatăl e absent, tatăl nu este. Și în această nu este, nu se face trecerea dinspre psihologia feminină și conținere și emoționalitate, care deja e abundant, e prea puternică, și rolul masculin, rolul de acțiune, rolul de a construi, rolul de a diferenția logic, de exemplu, fel de fel de aspecte semnificative pentru viață, de a structura cumva viața. Și aici îmi vine în minte un răspuns paradoxal pe care l-a dat chiar una dintre terapeute când a aflat de carte și când a aflat de traducerea cărții și spune și de conferință, zice, ce, nu cred că am să vin la conferință. Și zic, de ce? Foarte mirată, e terapeută. Zice, păi da, se ocupă de bărbați, nu se ocupă de femei. Vedeți, încă de aici, chiar o minte suficient de complexă, reușește să fie bornată, să fie siluită de ideea fixă că bărbații și femeile au roluri atât de diferite și de ce să ne ocupăm numai de jumătate? Ne ocupăm și de cealaltă jumătate. De ce să ne ocupăm de rănile lor? Să ne ocupăm și de rănile noastre. Sunt rănile tuturor. Ne ocupăm de rănile tuturor. Și încă un lucru, și după aia las pe Andrei să spună ce are de spus. În terapia unei femei sau în terapia unui bărbat, încet, încet se adresează ambele genuri. Pentru că, într-un fel sau altul, ambele genuri în psihicul persoanei sunt, într-un fel, maltratate. De ce? De societate, de aceste răni milenare care au fost impuse bărbaților și impuse femeilor și nu le lasă să dezvolte dincolo de ele. Ca să fac o glumă, pentru că mai devreme spuneam că o mare parte din această definiție este o compensare patriarhală. Poate că în matriarhat bărbații nu vor mai fi atât de răniți, așa. Și în întărirea celor spuse de dumneavoastră puțin mai devreme și de foarte bunul exemplu cu colega psihoterapeut, James Holly spune: atât bărbații, cât și femeile vor constata că această carte merită citită. Nu doar pentru revelațiile pe care le aduce și pentru elucidarea secretelor pe care le poartă bărbații în inimile lor, ci și pentru perspectiva largă în legătură cu ceea ce avem de făcut ca să ne eliberăm de cele mai dăunătoare influențe ale patriarhatului. Deci, iată, o carte în egală măsură pentru bărbați, pentru că aceasta este problematica pe care o abordează James Hollis în carte, dar în egală măsură și o carte care ar trebui, să spunem, citită de femei pentru a înțelege mai bine partenerii de lângă noi, de lângă femei. Andrei, următorul punct, pentru că tot am menționat secrete mai devreme. De ce bărbații sunt conduși în secret de frică? Pentru că și poate și în spatele acestei masculinități toxice despre care noi am tot vorbit și a violenței sub toate formele ei și agresivității, până la urmă se ascunde frica. Teama că nu deții tot controlul. Frica e corelativul puterii și puterea este corelativul fricii. Ori, cred că Hollis nu a spus deloc întâmplător, nu s-a referit la cele 8 secrete și nu le-a numit întâmplător secrete. De ce? Pentru că puterea mai are un corelativ și anume secretul, însuși secretul. Întotdeauna puterea este constrângătoare. El spune, de pildă, la cel din tâi secret, viețile bărbaților sunt guvernate de impuneri restrictive. Se simte aici întreaga constrângere care contorsionează sufletul bărbatului și sufletul femeii, de asemenea. Oricând ceva este constrâns, inevitabil,
cel constrâns va secreta ceva. Va elimina. Puterea are întotdeauna, nu, exercitarea puterii nu poate să aibă ca efect decât secretul, pentru că secretul este partea nedorită de către cine? De către putere, în cazul acesta. Ori puterea, în cazul acesta, nu face casă bună cu frica, cu vulnerabilitatea. Și frica și vulnerabilitatea nu sunt comune, nu sunt proprii doar bărbatului, sunt proprii bărbatului și femeii, evident. Doar că, într-un fel, bărbatul cred că este impactat într-un mod aparte de tema secretului de tema puterii și a fricii. De ce? Pentru că lui se cere în mod explicit să fie puternic. Este îmbrăcat în acest rol. Ca atare, el nu are voie să-i fie frică. El, mă rog, nu are voie să aibă sentimente. Dus mai departe gândul. Dar pentru că nu are voie, de fapt, să-i fie frică, nu are voie, de fapt, să fie vulnerabil. Din acest motiv, constrângerea pe care el o resimte sufletește, fiind contorsionat, pentru că în momentul în care trebuie să fii puternic, în momentul în care trebuie să fii ceva, restul este dat la o parte, restul este secretat, de fapt. Și ceea ce secretat în cazul ăsta este chiar emoția, e chiar întreaga lui vulnerabilitate. Perfid este și pentru femeie, că ea este pusă teoretic, nu se joace rolul sensibilei. Dar e ca și cum nu poate să fie decât sensibilă, ca și cum nu poate să fie asertivă. Ajungem să ținem minte Zoe fi bărbată din Caragiale, pentru că este excepțională mai degrabă sintagma asta. Femeia bărbată, ba ne și temem puțin când auzim femeia bărbată. Dar pe de altă parte, bărbăția este o calitate sufletească și grecii au știut foarte bine când au vorbit despre asta. Nu e Andreea, e înseamnă curaj, îndrăzneală. Nu e doar despre bărbat în cazul acesta. Sunt femei care sunt mai bărbate, dar nu în sensul ăsta că supracompensativ, ci sunt acasă. E integrată această parte. La fel cum uneori, pentru unii bărbați, sentimentele sunt bine integrate și pot fi nu aparent, să zicem, pentru un macho, nu prea feminin sau mai feminin. Ajunge să fie ciudat să descopere latura sensibilă a unui bărbat, să se dezvăluie că are Exact. și o astfel de latură sensitivă și sensibilă. La ce? Exact. La emoții și la emoțiile partenerului sau partenerei cu care e în relație. Și e ciudat. Ah, este ceva extraordinar. Nu se impune, nu cere, nu este sensibil. Un om foarte drag mie, e un bărbat, poate faptul că nu e român, asta poate l-a ajutat într-o anumită măsură, dar nu cred că doar asta, e englez, îl cheamă Richard. Și este omul de la care am învățat cât de diverse pot fi lacrimile. Și e un bărbat. Am văzut lacrimi de recunoștință, am văzut lacrimi de entuziasm, am văzut lacrimi de tristețe, am văzut lacrimi de împărtășie, realmente, că ce de bucurie că e împreună cu ceilalți. E omul de la care am învățat cea mai mare diversitate de lacrimi. Nu știam că se poate plânge în atâta și feluri. Lacrimi de neputință. Lacrimi de că vrei neputință. Să ajungi, să ajuți, să construiești, să duci mai departe, să scoți din impas și nu reușești. Iarăși, lacrimile sunt ca urmare a unei emoții care e foarte puternică în raport cu ceea ce urmează să se întâmple sau să faci sau ce se cere. Exact. Și este și cel mai și acest tablou uimitor deja e completat de faptul că se întâmplă atât de ușor și atât de natural. Și e natural, pentru că e firesc, e în scrisul nostru, sunt în dotarea noastră corporală și emoțională, apar Da. Și lacrimile. Da. Apropo de vechea zicală a mamelor, fetițele trebuie să joace cu păpuși. Da. Și cum te joci cu băieții? Cum te joci cu mașinuțe? Mașinuțele nu sunt pentru fetițe. Și invers.
Băieții se joacă cu păpuși, ce înseamnă asta? E ceva ciudat acolo. Trebuie să intervenim. Adică, a intrat atât de mult în această cultură indusă, fals, că bărbatul trebuie de la început ghidat să fie numai așa și fetița trebuie ghidată exact diferit de bărbat. Mă Și gândeam, e spuneți. dureros pentru că e jumătate de om. Suntem numai jumătate de oameni. Și asta e partea ascunsă, aceea care îți provoacă frică. Nu? Nu pot să-l înțeleg pe celălalt de alături de mine, eu ca femeie. Mă simt umilită sau mă simt depășită, dar nu pot să-l înțeleg. De ce? Pentru că n-am fost înțeles eu însă în complexitatea întregii firi umane. Și la fel se întâmplă și cu băieții, adolescenții, tinerii și bărbații în toată puterea. Apropo de ceea ce a spus mai devreme, păstrând și această notă, să spunem, de umor, pe principiul românului îi place să facă haz de necaz, Doamne ferește să-ți vadă soția lacrimi în ochi. Și Andrei știe despre ce vorbesc, așa? Pentru că va veni automat și replica, ești tu prea sensibil, că nu contează că pe mine m-ai rănit. Că ai vrut, că n-ai vrut, contează, dar nu mă înțelegi, nu apleci urechea la, uite, durerea mea, la rana mea. Doamna profesor, aș vrea să ne povestiți un pic despre conferință și mai ales unde se pot înscrie cei care își doresc să participe la conferința lui James Hollis din 18 noiembrie. Conferința e deschisă tuturor, nu numai terapeuților, tocmai pentru că Hollis scrie pentru oameni. Cărțile lui nu sunt cărți de tip strict academic, cu definiții, cu inserții, cu citate și așa mai departe. Nu, el scrie din experiența pe care o are ca analist, are 80 de ani, ca analist cu atâția și atâția bărbați și femei cărora le-a schimbat viața. Și i-a împlinit și i-a făcut mai capabil să trăiască complex viața. Și atunci ea e deschisă tuturor. La fel cum cărțile lui sunt deschise tuturor. Chiar dacă cartea respectivă este despre rănirea și vindecarea bărbaților, exact cum a spus, e foarte importantă pentru noi ca să înțelegem, pentru că acolo sunt capitole în care e prezentat procesul ăsta fals în care suntem crescuți și unii și alții, și femei și bărbați, și nu reușim să fim împreună și să ne dezvoltăm cât se poate de mult multe dintre calitățile pe care le are un om întreg, nu jumătate de om, cum spuneam, nu numai jumătate de om, om întreg. Nu știu dacă care zei au făcut să fie furioși pe omul inițial, omul întreg, l-au înjumătățit. Iar iată, noi tot așa lucrăm cu jumătate de oameni. O jumătate de om e femeie și trebuie să fie numai femeie, într-un anumit fel, jumătate e bărbat și nu se cunosc. Și atunci frica de care vorbeați dumneavoastră și Andrei, e de fapt și apanajul femeilor. Și femeilor le este frică. Și ascund această frică sub forme foarte ciudate de automanipulare și de manipularea celuilalt, la fel ca și bărbații. Conferința este deci deschisă tuturor și există un site în care apar toate datele despre conferință, unde vă puteți înscrie. Site-ul respectiv ține de societate liniuță de psihanalitică.ro, societatea liniuță psihanalitică.ro, și acolo deschidem exact la conferință și găsim toate datele despre conferința lui Hollis. Participarea este mai degrabă 200 de lei. Deci e un simbol, Da, este e o sumă simbolică. simbolică, Absolut. cumva raportat la informația pe care, iată, ne oferă cu atâta generozitate, aș spune eu, James Hollis. Și
dincolo de informație, este interesant să cunoști omul. Pentru că în acest om găsești și căldura și înțelegerea și empatia cerută femeilor, dar și structura și logica și demnitatea constructivă cerută bărbaților. El este cumva acel întreg despre care vorbeam. Cam atâta despre felul în care se pot înscrie. Se pot înscrie prin Societatea de Psihanaliză Analitică. Analiză, Da. psihanaliză liniuță-junghiană.ro Da. e Psihanaliză liniuță-junghiană.ro, de adevăr, asta este. exact. Scuze-mă, Andrei, ai dreptate. Și poate înscrierea se poate face și prin mail la contact@psihanaliza-liniuta-junghiana.ro. Da. Asta e, Da. cred că, procedura standard. Da, este procedura standard, da. Contact arond Da. psihanaliză liniuță junghiană.ro. Și acolo aveți inclusiv IBAN-ul băncii unde puteți Unde se face depune plata. și unde se pot depune cei 200 de Da, lei da, da. care sunt absolut simbolici. Mulțumim mult pentru aceste informații legate de conferința din 18 noiembrie, organizată de Societatea de Psihanaliză Carl Gustav Jung din România, conferință susținută de James Hollis. Andrei, bărbații participă la o conspirație a tăcerii, al cărei scop este inhibarea adevărului lor emoțional. Cum traducem această afirmație a lui James Hollis? E aceeași logică a puterii, același complex al puterii la care Hollis se referă de-a lungul întregii cărți. Și este important să subliniez, cred că încă o dată, nu? Cartea lui Hollis este publicată în 1993, dacă nu mă înșel, ca răspuns adresat lui Robert Bly, care a scris Iron John în 1990. Nu neapărat ca un răspuns adresat cărții în sine, Iron John, pentru că, de altfel, în carte, Hollis se referă explicit la Robert Bly și la cât de importantă a fost cartea și că a fost un bestseller și că a inspirat foarte mult transformarea foarte multor bărbați în acea perioadă a Statelor Unite. Dar că, mai degrabă, grupurile de bărbați care s-au început să se grupurile terapeutice de bărbați care au început să se formeze pentru a se ieși din această spirală a tăcerii, din această spirală a tăcerii care tăinuiește suferința, de fapt. În momentul în care s-au format aceste grupuri, lucrurile au mers bine și frumos cât timp, să zicem, grupurile însele erau coordonate de să zicem, avataruri ale bătrânului înțelept. Adică bărbați care erau în stare să funcționeze cu emoția la ei și care puteau să iasă mai ușor din complexul puterii. Din păcate, în Statele Unite, în acea vreme, au apărut foarte multe grupuri terapeutice de bărbați care și-au ratat scopul, în care s-a pus, de fapt, cu vârf și îndesat, s-a manifestat cu vârf și îndesat complexul puterii. Ori, în acea situație, când îl ai, nu știu, coordonator de grup pe Robert Bly, alături eventual de James Hillman, care era și el alături de el în unele întruniri, sigur, lucrurile pot arăta foarte bine. Există însă chiar și articole care subliniază faptul că și cu ei în sală complexul puterii se manifesta. Și Hillman și Bly sunt mărturii care spun că fuseseră atinși puțin, unele întruniri se transformau în cult, nu? Cu alte cuvinte, se transformau într-un grup de oameni care aderau la un adevăr, dar care adevărul ajungea să fie ecranat de o persoană. Și Hollis, de pildă, Bly și Hillman, pe uneori îi poți vedea că apar așa cumva somptuos în genul acesta de cadre.
Spre deosebire, de pildă, de Hollis, care este mult mai sobru, mult mai rezervat, mult mai așezat și într-un fel și prin postura lui, a zice, e foarte interesant, și prin postura lui uneori pare că suntem avertizați prin silueta lui, prin prezența lui, prin prezența lui este cuvântul. Uneori pare că suntem avertizați de riscurile, de pericolul care pândește întotdeauna, constelarea complexului puterii, care are ca scop exact această ascundere a vulnerabilității. Iar Hollis subliniază acest lucru, spune, din păcate, probabil că nu mai avem în zilele noastre acces la ceea ce pe vremuri ar fi însemnat un rit de trecere. S-a dus vremea lor. Ok, e important că bărbații se întâlnesc și bat în tobe și stau împreună și cântă și fac tot felul de exerciții care le probează rezistența, dar nu sunt în per se transformatoare lucrurile acestea și că e de fapt nevoie, dacă e să vorbim despre transformare, și aici va fi, cred, centrul de greutate al intervenției lui, conferinței lui, transformarea se întâmplă în cabinet, de fapt, spune el, în cabinetul terapeutic. Transformarea bărbaților aici se poate întâmpla. Evident, și transformarea femeilor, nu doar despre bărbați este vorba, cum a subliniat noi și la începutul discuției noastre. Cabinetul este exact spațiul inițiatic de care ne putem folosi în zilele noastre, tocmai în absența riturilor per se pe care odinioară le aveam la dispoziție. Iar intervenția lui Hollis va avea în vedere și acest aspect, cum de arată cabinetul în acest fel și cum se întâmplă transformarea acolo. Cumva, vorbind despre cabinetul de terapie, i-ai servit doamnei profesor Mihaela Minulescu mingea la fileu, da? Pentru că următoarea întrebare, pornind de la citatul lui James Hollis, bărbatul trebuie să se confrunte cu cea mai mare frică pe care toți bărbații o poartă. Nu frica de moarte, ci frica de a nu-și fi trăit cu adevărat viața. Și bineînțeles, ne referim la bărbatul modern. Și atunci urmează sau vine întrebarea firească: este posibil să trăim viața noastră adevărată? Pentru că tot vorbim despre răni, despre secrete, dar să venim și cu partea despre care tu vorbeai, Andrei, de vindecare, pe care, iată, o găsim în cabinetul de terapie. Rănile masculinității și vindecarea în terapie. Doamna profesor. Ce mi-a spus dumneavoastră acum, apropo de cabinet și de vindecare, aduce în prim plan și un alt din cele 8 secrete pe care le spune Hollis, care mi se pare cea mai, de unde am putea porni ca să înțelegem, de fapt, suferința unuia și altuia, datorită acestei unilateralități în care suntem formați, și parental, și social, și reguli de toate felurile care ni se impun. Și dacă nu mă înșel, suna în felul următor: viețile oamenilor sunt violente. Apropo de ce spuneam, putere, vreau să câștig, vreau să înving, manipulez ca să îl zăpăcesc pe celălalt și să obțin ceea ce vreau eu, pentru că nu vreau direct, pentru că mi-e frică și așa mai departe. E această dinamică interioară ca o convulsie. Deci, spune, viețile oamenilor sunt violente pentru că sufletele lor au fost violate. Mi se pare, din toate adevărurile spuse, de aici ar trebui să pornim când e vorba de cabinet. Avem în față, indiferent dacă este o femeie sau un bărbat, un suflet care a fost, într-un fel sau altul, violat, căruia nu i s-a dat voie să existe, pe care a fost impus, sau au fost impuse foarte multe reguli, reguli care l-au construit strâmb, l-au construit pe jumătate, pe sferturi uneori, și au construit această, despre care vorbim noi, această ruptură între frică, ca o teamă perpetuă undeva în fundal, și nevoia de a avea putere. Și Jung, a cărui reprezentant este Hollis, a avut atât de multă dreptate când spunea că acolo unde
nu există iubire, acolo este puterea. Dar vedeți, în general se înțelege lucrul ăsta, iubirea de celălalt. De fapt, iubirea de propria persoană, unde nu există empatie pentru tine, blândețe pentru tine. Nu poți să fii blând, înțelegător și cu celălalt, cu ceea ce îi se întâmplă, cu ceea ce spune greșit acum și de care îi va părea rău peste 5 minute sau 3 ore. E această dramă umană care cumva în cabinet poate fi încet, încet desfăcută. Sunt de multe ori visele pacienților care indică sursa acestei drame, dar nu indică numai sursa, și asta e frumos în terapia indiană, nu se indică numai dinamica, adevărul a ceea ce există în viața acelui om, ci se indică mai ales înspre final și direcția de ieșire. Și atunci, împreună cu pacientul, căutăm calea de ieșire din trauma respectivă, din traumele respective. Că sunt multiple traume, iar toate traumele sunt însoțite de această emoționalitate, neputință, frică, teamă în general, o teamă generalizată. Și în cabinet se lucrează pe aceste lucruri, dar nu numai regresiv pe temeri, ci mai ales pe, și asta e junghian, pe ieșirea din, cum să ieși din, cum să scapi de, cum să te eliberezi și cum să-ți găsești adevărata viață. Iar aici este un proces extraordinar de frumos al vieții noastre. Jung îl numește proces de individuare, în care omul pornește așa cum este încărcat din copilărie, din tinerețe, din cerințele sociale și face tot ce are de îndeplinit în viață și se căsătorește, are copii. Dacă vrea mama și tata să facă medicină, face medicină. Dacă vrea să facă altceva drept, face drept și așa mai departe. Și descoperă la mijlocul vieții că îi vine așa o stare. Dar de ce am trăit eu pe lumea asta? De ce am avut atâtea conflicte? De ce a trebuit să mă supun la atâtea situații? De ce nu mă pot înțelege cu nevasta? De ce copiii o iau razna? De ce? Pentru că n-a fost intenționalitatea mea. Și ajungem la mijlocul vieții. Și la mijlocul vieții, cumva ceva din interior, prin acest sentiment de tristețe generalizată, de neînțelegere, de ce trăiesc, nu? Apare o tendință să te întorci către tine. Deci nu tot timpul către ce ți se cere, ci către tine. Să mă văd pe mine, să mă înțeleg pe mine. Și atunci e momentul în care poți să devii un pacient al analizei junghiene. Pentru că atunci și sufletul cere lucrul ăsta, să te înțelegi și să îți găsești adevăratul destin, adevăratul de ce, de ce trăiesc pe lumea asta. Și uneori să știți că sunt persoane care au avut succes, vorbeam de medici, medic, dar își găsește și un talent de care uitase și în jurul căruia începe să reînflorească în a doua jumătate a vieții. Și în loc să devină un bătrân amărât și singuratic și certat și cu nevasta și cu copiii și cu toți și cu societatea, devine un bărbat absolut creativ și înfloritor în a doua jumătate a vieții. Devine ceea ce numește Jung un om înțelept. Sau acest lucru să-i se întâmplă și ei. Și ajungem la vârsta de 40 de ani și ne dăm seama că, uite, toată viața am fost ingineri și în jurul vârstei de 35-40 de ani îmi dau seama că, de fapt, aș vrea să urmez psihologia, pentru că îmi place foarte mult să aflu despre psihicul uman. Cum de altfel cunosc și multe persoane care au făcut această reconversie profesională, mai ales doamnele în jurul acestei vârste, dar de ce nu? Nu știu, poate îmi vine mie să devin critic de artă sau istoric literar, să spunem. Da, doamna profesor. Dacă îmi permiteți, mi-a venit în minte un pasaj pe care, ca să fiu corect, aș vrea chiar să-l citesc. Nu se obișnuiește, dar aș vrea să-l citesc. E foarte scurt. Ca să aibă sens Sigur. Mai mult tot ceea ce vorbim și modul în care o face Hollis. Hollis. Zice, pentru a folosi o metaforă modernă, psihicul copilului este un set de posibilități. Prin intermediul mamei, el poate avea experiența lumii ca mediu hrănitor și protector, deci partea de emoționalitate, de conținere, de empatie. De la tată, el poate primi autorizația de a intra în lume, de a face ceva, de a lupta pentru viața lui.
Tatăl personal trebuie să reprezinte, printre altele, a treilea punct dintre unghiul format de părinți și copil. Dacă el lipsește la propriu sau din punct de vedere psihologic, e absent, nu e în contact, puterea mamei va fi dezechilibrată. Despre asta e vorba în ultimă instanță și asta cumva ne rănește ab initio, de la bun început, din felul în care suntem din copilărie, când încă nu suntem conștienți de ceea ce ni se întâmplă, împinși să devenim ceea ce nu suntem, jumătate de om. Eu am să mai repet până se pregătește și Andrei cu un mesaj de final. Să spun informațiile despre conferință. Deci, 18 noiembrie, Societatea de Psihanaliză Carl Gustav Jung din România, conferință susținută de James Hollis, doctor în psihologie și autorul volumului În umbra lui Saturn, volum publicat la editura Herald. Adresa unde se pot face înscrieri pentru a primi linkul de Zoom necesar accesului la conferință este contact@psihanaliza-jungiana.ro. Andrei, cât de utilă este această carte a lui James Hollis? Așa cum spuneam noi la începutul dialogului nostru, discuției noastre, în egală măsură utilă, spun eu și nu numai eu, și pentru bărbați, dar și pentru femei. Îmi și imaginez un mic scenariu în care soția intră în dormitor, îl vede pe soț în pat, lampa aprinsă, citind de un umbra lui Saturn al lui Hollis, îl întreabă ce citești tu acolo și ea, fiind o împătimită a lecturii, și îi ia cartea la un moment dat, într-un moment de neatenție al lui, da? Se uită peste ea, o răsfoiește, începe să-i placă și zice: te rog mult de tot, după ce termin tu cartea, mi-o dai și mie, pentru că și eu aș vrea să o citesc. Sau, și mai bine, lasă că o să-mi comand eu de pe site-ul editurii încă un exemplar, numai pentru mine, pentru că vreau să-l subliniez și să vin cu tot felul de anotări ca să înțeleg viața interioară a soțului meu. Așa, dacă spui așa, dacă o prezinți așa situația, nu pot spune decât că este foarte utilă. Eu mă pregăteam să fiu puțin șugubos să spun că sper să nu fie utilă cartea asta, pentru că, într-un fel, utilitatea stă sub semnul puterii a lui Saturn. Corect. Cum să transformăm, cum să convertim lumea, cum să o supunem nevoilor, dorințelor noastre și cum să ne mascăm fricile noastre prin exact genul ăsta de utilitate, de vine să zic, pragmatizare a lumii. Nu, sigur că este o carte, cred că e o carte care, în primul rând, ar trebui să dinamizeze punerea pe gânduri. Cred că e o carte care poate deschide căi, nu doar interogative cognitive, că bărbații se ascund foarte ușor în spatele gândurilor și Cuvintelor. cuvintelor, da. Sper să fie o carte care să-i atingă, care să-i tușeze pe bărbați. Asta îmi doresc. Asta mi-aș dori foarte mult să se întâmple. Cum să spun, să-i sensibilizeze, să-și trăiască apartenența Întregul. lor și, da, participarea lor la neputință, de fapt, la suferință, și să înțeleagă că, de fapt, a suferi înseamnă, așa, evanghelic spus, înseamnă a fi puternic cu adevărat. E un cuvânt pe care nu-l citează într-un fel Hollis, dar care apare în epistolele pauline și care spune: când sunteți slabi, sunteți puternici. Ori asta este un cuvânt care are mult să fie, cred că, rumegat de mulți dintre bărbați, mulți dintre noi. Aici, cum spunea și doamna profesor, nu ni se adresează doar nouă bărbaților, ci cred că tot ce s-a născut din Adam și Eva are cale liberă de Dezvoltare. dezvoltare și, da, interiorizarea acestor cuvinte.
Dragii noștri, le mulțumim foarte mult invitațiilor noștri, Andrei Găitănaru, psihoterapeut iunghian și doamna profesor Mihaela Minulescu, profesor universitar, doctor, psihanalist iunghian, psihoterapeut, analist, formator. Am discutat pe marginea acestei cărți, în umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților. Nu uitați, 18 noiembrie, conferința online susținută de James Hollis, înscrieri pe contact arond, psihanaliză, liniuță la mijloc, iunghiana.ro. Încă o dată mulțumiri doamnei profesor Mihaela Minulescu și prietenului Andrei Găitănaru pentru acest dialog frumos, interesant, spumos, da? Pe marginea acestei cărți pe care, iată, vi-o recomandăm cu mare drag. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Așa să fie.